Duminică, în zona Mușcel, s-au disputat meciurile primei etape din retur în campionatul județean Seria Nord. La Câmpul Lung, pe stadionul municipal, s-a disputat meciul dintre ASL Rești, Echipament Roșu și Petrolul Hârtiești. S-a încheiat 4-1 pentru ASL Rești, iar unicul gol al oaspeților a fost marcat în minutele de prelungiri din lovitură de la 11 metri. În celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate. Vulturii Vulturești, Unirea Bughea de Jos, 5-2. Partizanul Vlădești, ASE Dragoslavele, 3-0. ASE Godeni, ASE Cetățeni, 0-1. CS Rucăr, ASE Schitu Golești, 9-1. Flacăra Boteni, Cementul Valea Mare Pravăț, 2-2. Și, așa după cum ați putut vedea, ASE Lerești, Petrolul Hârtiești, 4-1. CS Rucăr, ASE Lerești și ASE Dragoslavele ocupă în această ordine primele 3 locuri în clasament.